Noi avem o viziune foarte sentimentală așa despre omenie. Eu știu cât m-a șocat și m-a supărat o afirmație a unui... Era un american venit la Iași, la lectoratul pentru limbă... Nu. Spaniol sau portughez. Era un lectorat de limbă portugheză, cred, sau spaniolă la Iași. Și el venise să predea. Și preda de vreun an, doi, la Iași și interviu într-o revistă de cultură. Și cum vi se pare popor român? Zice, un popor sentimental. Cum adică? Da, zice, foarte emoțional. Adică gândim mai puțin și simțim mai mult. Și nu mi-a plăcut chestia asta. Mi s-a părut că ne disprețuiește. Și am ajuns la concluzia, oamenii după aia, vedeți când îți bagă cineva o idee, încep să te raportezi la ea, nu uiți. Și m-am tot gândit și mi-am dat seama, uite, să confirmă ce zicea ăla. Uite că iar să confirmă. Și am ajuns să cred, noi suntem un popor sentimental. Omenia o vedem tot așa. E ombă, adică fii om cu mine că și eu sunt om cu tine. Știți treaba aia, da? Ne ajutăm la nevoie, suntem omenoși. Dacă ne prinde un polițist, hai domnule, lasă-mă că am și eu copii, dumneavoastră nu are copii acasă, cât ea mi-a dat? 400 de lei, ia 200 aici și duce acasă. Și ăla zice da. Și ai văzut, mă, omenia o românesc. La un moment dat, actorul Denzel Washington merge acasă și se întâlnește cu mama lui, pe vremea aceea avea 91 de ani, imediat după ce câștigă premiul Oscar. Învățat cu ceea ce înseamnă a fi cu adevărat un om spiritual și cu omenia pe care a primit-o prin educație de la părinți, după ce a fost felicitat, mama lui i-a spus următoarele cuvinte. Foarte bine, dar e timpul să iei gunoiul și să-l duci acolo unde este locul lui. Spune Denzel Washington, această afirmație a mamei mele m-a făcut să rămân cu adevărat picioarele pe pământ. Îmi place să cred că ceea ce se va întâmpla în seara aceasta aici ne va ajuta pe fiecare dintre noi să plecăm mai oameni decât am venit. Pentru că ne propunem să vorbim despre omenie în fond, despre minte, suflet și despre ce putem face astfel încât să fim cu adevărat altfel, să fim cu adevărat diferiți, să fim autentici. Vă spun doar o mică parte din ceea ce înseamnă felul în care se va desfășura discuția noastră. O vom purta împreună, iar la finalul discuției noastre veți avea posibilitatea și dumneavoastră să-i adresați întrebări domnului profesor. Unii dintre dumneavoastră, după ce domnul profesor va delibera, veți primi și câteva cadouri din partea prietenilor noștri de la editura Viață și Sănătate. Am câteva cu mine și, de asemenea, am un cadou prețios, poate cel mai prețios dintre cele pe care le-am adus cu mine, și anume o carte pe care a scris-o domnul profesor. Unul dintre dumneavoastră o va primi, Marea Neagră, limba română sub asediu. O să povestească domnul profesor la un moment dat mai multe despre ea, cu autograful din partea dumnealui. Dar toate acestea la momentul potrivit. Sper că v-am suscitat interesul și mi-ar plăcea tare mult să cred că ne puteți vedea de asemenea, că ne veți urmări de asemenea și pe canalul de YouTube Authentic Podcast, acolo unde va fi postată inclusiv discuția din seara aceasta. Domnule profesor, sunteți pregătit pentru tirul de întrebări? Deci sunt gata ca blat. Inevitabil, nu? Am două microfoane prinse. Pentru YouTube. Pentru YouTube, da. Și pentru dumneavoastră. Pentru sală. E o sală splendidă, e foarte frumoasă. Foarte frumos, adevărat. E un public frumos. Nu vă cunosc personal, dar vă respect pentru că sunteți aici. Numai oameni care au curiozitate intelectuală, care au spiritul viu, sunt predispuși la dezbateri și care vor să dezvolte personal și nu vor să rămână la stadiul în care sunt astăzi. Numai oamenii de genul ăsta vin la astfel de evenimente
Și de aceea vă spun că vă respect ab initio, înainte de a vă cunoaște. Domnule profesor, vorbim despre minte, suflet și încercăm să răspundem la o întrebare profundă, zic eu. Cum stăm cu omenia? Și am să vă întreb, cum găsim sensul minții și cum ne atingem noi profunzimea sufletului? Este o întrebare foarte dificilă, pentru că... Vedeți, am participat de curând la o dezbatere între doi specialiști autentici. Domnul Dumitru Constantin Durcan, cel care a scris Inteligența materiei acum 35 de ani și care a scris de curând Calea spre sănătate, iar celălalt era domnul Alexandru Vlad Ciurea, neurochirurg. Primul e neurolog de specialitate, celălalt e neurochirurg și care de asemenea a scos de curând o carte, Sănătatea creierului, parcă așa se numește. Și vreau să vă spun că primul, Durcan, era cu creierul, celălalt era, nu, era cu inima, celălalt cu creierul. Și a fost o dezbatere timp de o oră jumătate între minte și inimă, foarte frumoasă, fiindcă fiecare încerca să puncteze, deci inima e, spuneam eu. Nu, creierul este, uite, și dumneavoastră ați spus, ați recunoscut. Și au dramatizat oarecum dezbaterea, pentru că au împărțit-o în două părți opozante. În realitate sunt împreună și merg împreună. Și noi, de regulă, avem sentimente, dar sentimentele nu sunt într-un sertar separat. Sunt două organe diferite din punct de vedere academic, dar nu sunt separate, domnul Govănescu. Merg împreună ca un piston, ca un motor cu două pistoane. Mai țineți minte cine a avut trabant? Ați avut trabant? Trabantul era mașina cea mai comodă și mai ieftină în România comunistă. Era o mașină făcută din carton presat, făcută de industria din Republica Democrată Germană, Germania de Est, comunistă, și care avea un motor în doi tipi. Avea două pistoane. Cam asta este inima și mintea, sau inima și creierul. Sunt două părți ale personalității noastre care merg împreună. Noi avem sentimente, dar avem sentimente cam cât ne duce mintea. Mai mult nu. Știți, de multe ori mă uit la oamenii noștri politici care nu văd mai departe, mai mult de 4 ani nu pot să gândească în timp. Și mai mult de interesul personal și al grupului din care fac parte nu pot să vadă. Și eu mai glumesc, îi mai spun și soției, le mai spun și studenților, zic, hardul mic. Au hardul atât. Nu pot să le cer să aibă sentimente sociale dacă mintea nu-i duce mai departe de lungul nasului. Vor avea sentimente, dar pentru copiii lor, soția lor și prietenii. Nu pot să aibă sentimente pentru niște oameni pe care nu-i cunosc și nu-i vor cunoaște niciodată. De pildă pentru copiii care merg la școală prin pădure, cu riscul să se întâlnească cu lupul, ca Scufița Roșie, ca Nevul Mediu. Și avem astfel de sate. În ruralul periferic există sate în care copiii merg kilometri dimineața și se întorc după amiaza, pe seară, inclusiv iarna, prin pădure, ca să facă școală. Și tu ești ministrul educației sau ești prim-ministru și ar trebui să te gândești la copiii ăștia ca la copiii tăi. Dacă nici sentimente nu ai pentru ei. Depinde sentimentul de responsabilitate, care e un sentiment. E un sentiment moral, dar e un sentiment. Iată de ce eu cred că merg împreună astea două. Pistoanele astea formează un motor. Este nevoie de educație atunci când vine vorba de găsirea sensului pentru suflet? Da. Educația minții, a creierului? Da. Trebuie în primul rând educația minții și noi nu facem educația minții. Școala românească nu educă minte. Nu educă pe elevi să gândească.
eventual le pune la încercare memoria și capacitatea lor de memorare, iar în ceea ce privește valorile morale care formează partea omenescului, nici vorbă, nu există așa ceva. A fost o încercare, dar e ratată și eu vă spun cu toată răspunderea, pentru că am și dată de cercetare și dovezi empirice. S-a introdus religia în școală. Era o ocazie să predăm unui popor întreg valorile morale creștine. Nu se preda așa ceva. Se vorbește despre obiecte de cult, despre ritualuri și despre alte lucruri, dar nu despre morala creștină. E ce vă spunem adineori. Hardul. Da, atâta îi duce mintea. Atâta poate. Atât a putut Biserica Ortodoxă Română să propună Ministerul Învățământului. Niște oameni care pot să vorbească despre cădenițe și despre patrafire, dar nu știu să vorbească despre cele 10 porunci. Și cum se traduc ele pentru un copil de clasa 4-a, pentru un copil de clasa 6-a sau pentru un licean. Nu pot să traducă lucrul ăsta. Pentru asta îți trebuie și talent pedagogic, vocație și îți trebuie instruire comunicațională. Deci trebuie să faci comunicare. Nicăieri nu se face comunicare. În afară de facultățile de teatru și facultățile de comunicare, cum e cea în care lucrez eu, nu se face, se mai face la facultățile de științe economice comunicare în sens de negociere. Se mai face la medicină, acolo unde se face marketing medical. Cei care se pregătesc să vândă medicamente și alte instrumente medicale, dar deci comunicare de marketing și comunicare de negociere, dar nu comunicare interpersonală. Exact ce trebuie în învățământ, comunicarea între elev și profesor, între profesor și părinte, între profesori în cancelarie. Nu există așa ceva, nimeni nu e pregătit pentru așa ceva. Comunicarea interpersonală nu se face nici la facultatea de medicină, unde trebuie să ai comunicarea pacient-medic. Și la fel, între medici, în echipa medicală. Nu există. Sunt invitat destul de des între medici, în diferite asociații profesionale, mă cheamă să le țin cursuri sau doar câte o conferință despre comunicare în domeniul medical. Am și făcut un astfel de curs post-universitar, la cererea lor, la SNSP, la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, unde lucrez. Au nevoie de așa ceva și simt nevoia. Dar în facultate nu fac. Iată de ce noi avem foarte multe goluri. Și eu mă așteptam ca acest proiect, care sună foarte frumos, România Educată, e un titlu inspirat. Adevărat. Deci mă așteptam să... Da, e foarte frumos. Are foarte multe valențe de marketing. Adică poți să vinzi o idee cu o formulă atât de frumoasă. România Educată. Nu umblă la aceste lucruri esențiale. De pildă, nu educă valorile. Pe urmă, nu educă morală, în primul rând. Nu educă gândirea. N-am văzut introducerea unui curs de gândire critică. Este exact gândirea care te ajută să faci diferența între bine și rău. Între adevăr și fals, între credibil și neverosimil, între ficțiune și realitate. Se numește discernământ, adică o capacitate de discriminare între oile albe și oile negre, ceva de genul ăsta. Dacă nu ai, le amesteci. Amesteci porcanele, cum spune românul. Și noi avem astfel de absolvenți care ajung directori, profesori, directori de școli, inginer, director de întreprinderi, miniștri și care nu disting stânga de dreapta. Vă dați seama cât e de grav? Imaginați-vă, faceți un experiment mental. Imaginați-vă că dumneavoastră n-ați ști care e stânga și care e dreapta. Vă dați seama în ce situație ați fi? Nu v-ați putea orienta în spațiu. Ați fi paralizați, terminați. Gândiți-vă că sunteți într-o pădure și aveți o busolă, dar dumneavoastră nu ați învățat niciodată unde e nordul, sudul, estul și vestul. Deci vă lipsesc punctele cardinale.
Degeaba ai busola aia, că nu știi ce înseamnă N acolo, unde arată. Habar n-ai. Nu știi că e nord, că e sud. Vă dați seama ce înseamnă în plan moral să nu ai distinția bine-rău? Adică distinția între stânga și dreapta? Oamenii ăștia sunt pierduți și de-aia acționează cum acționează. Singura lor grijă e să nu calce pe bec, adică să fie legal, dar nu moral. Pur și simplu nu au instinct moral. Organul lor moral lipsește. Au grijă cu legalul, că să nu-i lege. Unii nici acolo nu se descurcă și până la urmă sunt legați. Să apar cu cătușe la mână. Dacă sistemul nu este ceea ce ar trebui să fie, cine preia educația aceasta? Tot noi, domnul Bogunezeu, ne întâlnim cu dânsii și am zis că nu e suficient podcastul pe YouTube. Pentru că în sală, sigur, sunt și profesori. Dacă noi nu schimbăm, știți ce spunea Gandhi, marele revoluționar care a eliberat India de ocupația britanică? Și cum? Prin non-violență. Da? El a propus pentru prima dată în istoria umanității o revoluție pașnică, non-violentă, prin necolaborare cu ocupantul. Și a mers. Până la urmă au plecat pe și au zis, dacă să stăm aici, cheltuim degeaba și nu facem nimic, mai bine plecăm. Cam asta. Gandhi spune așa, dacă vrei o schimbare, fii tu schimbarea pe care o vrei în lume. Deci dacă vrei să schimbi lumea sau lumea să schimbe, nu să schimbi de la sine. Trebuie să începem cu noi înșine. Noi înșine trebuie să ne schimbăm. Ne ducem la toate orele pe care le avem de făcut, ne pregătim de fiecare dată pentru o oră, așa cum ne pregătim când știm că avem inspecție, citim, ne ținem la curent cu evoluția domeniului pe care îl predăm, citim cărți de psihologia copilului, de educație comunicațională, citim cum ne comportăm când intrăm pe ușă în clasă, citim cărți de managementul clasei, ca să știm cum să ne raportăm la un derbedeu care vine și face măscări pe la spatele meu. Habar n-avem lucrurile astea. Și până apar ce ați văzut pe internet și spunem că săraca profesoară, uite ce fac derbedeii ăia. Derbedeii au început treptat, au ajuns în ăla și ea i-a lăsat. Fiindcă nu are suficientă personalitate și nu are suficiente cunoștințe și nu s-a instruit ca să știe care e rolul ei de profesoară. Deci nu se ajunge întâmplător la scenele astea. Se ajunge în, cum să vă spun, este o foarte multă incompetență acumulată acolo. Și mai sunt colegii care văd și nu-i atrag atenția, nu-i interesează. Mai sunt directorii care ar trebui să intervină când aud lucrurile astea. Nu. Până nu explodează la televizor, nimeni nu se face nimic. Există un sociolog american care vorbește despre letargie ca stare actuală a societății americane. Și spune așa, letargia este o stare în care suntem indiferenți față de soarta societății, indiferenți față de indiferența față de semenii noștri și indiferenți față de indiferența semenilor noștri. Suntem indiferenți față de ce ne interesează mai mult. Binele comun, care al tuturor. Indiferent față de colegii care pățesc ce pățesc, m-am întors în cancelaria unei școli, da? Indiferent față de indiferența celorlalți. Toți suntem indiferenți și nu ne interesează treaba asta. Și ajungem la astfel de stări, de lucruri îngrozitoare, oribile, pe care le respingem prin bunul simț, prin discernământul pe care îl avem, dar pe care nu știm ce să-i facem. Păi nu trebuia să ajungem aici. Ori asta este pe fondul unei indiferențe, starea de letargie. Unei lipse de conectare dintre minte și suflet. Da, rațional, da, le înțelegem, da, cu toții. Da. Atunci când vine vorba de implicarea sentimentală, da, și de a ne pune cu adevărat sufletul înainte a ceea ce se întâmplă, uneori ne detașăm sau de cele mai multe ori ne detașăm. Spunea Sfântul Ioan Damaschin așa, sufletul nu are mintea ca ceva care se deosebește de el, ci ca cea mai curată latura a sa, întrucât ceea ce este ochiul pentru trup, aceea este și mintea pentru suflet. Cum ne putem conecta, domnule profesor, în mod practic, mintea cu sufletul? Ne-ați dat dumneavoastră câteva
idei mai devreme legate de zona aceasta de educație, în interiorul familiei, în grupurile noastre de influență, cum putem să ne conectăm mintea cu sufletul? Ellen White are o expresie foarte interesantă, are o carte, Minte, Suflet, Caracter, în care dă niște sfaturi foarte bune tuturor educatorilor, părinți, profesori, ce or fi, educatori. Minte, caracter, personalitate. Minte, caracter, personalitate, mulțumesc. Da, Ellen White, o autoare americană. Și spune așa că dacă eu gândesc într-un anumit fel o dată, de două ori, de trei ori, se transformă într-un tabiet mental, adică devine un obicei. Mai multe obiceiuri formează un caracter și caracterul îți dă destinul. Deci de noi depinde cum ne luăm sub control mintea, gândirea, pentru a putea să o controlăm, să nu gândim superficial, să nu gândim greșit, să nu gândim ca să ne flatăm pe noi înșine. Ce bun am fost, am fost tare, ai văzut, dragă, și ăsta zice ce ziceam eu ieri, ai văzut ce? Adică în subtext ai văzut ce deștept sunt? Deci avem, se numește gândire deziderativă, de la dezir, dezire, dorință a dori, da? Și în americană se spune wishful thinking, a gândi ca să-ți facă plăcere ție. Este foarte bună pentru confortul nostru psihic, dar nu ne duce la adevăr. Ne duce de cele mai multe ori la prostii, la aberații, dar ne pică bine. Știți aia, minte-mă, dar minte-mă frumos. Adică nu mă interesează adevărul, mă interesează să mă simt bine. Dacă mergem pe treaba asta, sigur că nu, sufletul nostru va merge în direcții greșite, pentru că nu mai are ochi. Cum spune Damasin, mintea nu mai funcționează ca far și ca lumină a ochilor. Dar, în general, noi trebuie să ținem foarte aproape. De când am citit în Biblie că Iisus spune că putem păcătui și cu gândul, de atunci am început să mă preocup foarte serios de propria mea gândire și de gândirea altora. Și am ajuns să predau pe lângă comunicare și semiotică și teoria limbajului și etică în comunicare, am început să predau gândire critică. Pentru că este un mod de a gândi despre propria mea gândire pe un etaj superior, de la care pot să mă uit la propria mea gândire. E foarte greu să-ți corectezi gândirea tot cu gândirea ta, nu cu altuia. Sigur, citești, vezi ce spun alții, înveți de la alții, dar până la urmă tu trebuie să-ți însușești. Asta se numește critical thinking, e inventată de americani, este o disciplină care ne ajută să învățăm să gândim corect. Și am să vă dau, pot să le spun, e un episod interesant, Zacharias, cum mai chema, Ravi. Da. Ravi Zacharias, un pakistanez care a scus tot din Statele Unite, care a devenit un vorbitor de ăsta inspirațional, invitat de toată lumea, e plin internetul de el. Puteți să-l căutați, Zacharias cu KH. Puteți să-l căutați. El spune că a fost invitat la Uppsala University de studenții de acolo, fiindcă îl văzuseră pe YouTube și au zis, vrem să îl invitați. Și s-a dus pentru două serii, vineri și sâmbătă. Și în prima le spune el încântat că am văzut un slogan al universității dumneavoastră pe frontispiciul vechiului sediu și îmi place foarte mult, sună cam așa, e grozav să gândești liber, dar mai grozav e să gândești corect. Și studenții au început să vocifereze, au început rumoare în sală, discuții. El și-a dat seama că se întâmplă ceva și zice, dar care e problema? Nu vă place? Nu. Și să scoală o studentă, noi credem că este exact invers. Cum adică? E grozav să gândești corect, dar mai grozav e să gândești liber. Înțelegeți în ce epocă am intrat? Se numește epoca post-adevăr. Lasă-mă să gândesc cum îmi place, nu cum e corect. Ăsta este genul de răspuns orgolios al unui om care vrea să gândească cum îi place lui. Este o viziune infantilă, copilărească despre libertate. Libertatea ca absența regulilor. Copilul care crede că e liber fiindcă au plecat părinții de acasă. De fapt, au plecat autoritățile care te-ar pedepsi dacă încalci niște reguli. A, au plecat babaci, gata, telefoane, băi, veniți, tragem un chef. Și pe urmă, să trezești și cu o casă distrusă,
Că știți cum e la chefurile astea. Vin și aia invitați și aia neinvitați. Până când ajung să întrebă care e gazda. Că sunt vreo 30 băgați într-un apartament care stind țigările pe mobilă și care varsă băutură și care e ceva. Iar în filmul ăla Singur acasă, dacă îl mai știți, puștiu care rămâne singur acasă ajunge să fie fugărit prin Central Park de niște infractori care vreau să-l omoare. De unde vine? Din naivitatea asta că a fi liber înseamnă a nu respecta reguli. Fals. A fi liber înseamnă a înțelege regulile și a le folosi pentru a ajunge la scopurile dorite. Asta înseamnă să fii liber. Să reușești să-ți îndeplinești propriile tale obiective. Asta înseamnă libertate. Spinoza spune așa. Libertatea este necesitatea înțeleasă. Înțeleg ce e necesar. Legi, cauzalități, folosesc. Vreau să pun în mișcare niște efecte, pun în mișcare cauzele care produc efectele. Deci asta înseamnă să fii liber. Nu înseamnă să fii prost. Deci prostia asta că nu vrem reguli ne duce la alte lucruri. La spital, pe patul, la ATI sau în pușcărie direct. Prin urmare, sufletul din ce spuneți dumneavoastră și sentimentele ar trebui ținute sub control prin rațiune, prin minte, prin a ne hrăni mintea cu ceea ce ne ajută să descoperim valorile acestea și să le punem în practică, să le transmitem celor care vin după noi, să lăsăm o moștenire, nu? Domnul profesor, eu sunt smerit. Asta e o problemă de minte, pentru că eu încep să-mi dau seama de valoarea altora. Și îmi dau seama cât de mulți oameni valoroși sunt în jur. Și că eu nu sunt cel mai valoros om din lume sau din orașul meu, pentru că îmi place mie când mă uit la mine în oglindă. Am depășit narcisismul ăla de până pe la 12 ani, spune Jean Piaget, că un copil crede că luna se ține după el. După 12 ani îți trece. Încep să pricep că sunt niște raporturi obiective, geometrice, astrofizice, că era o iluzie. Sunt oameni care îmbătrânesc cu iluzia asta, că lumea se învârtește în jurul lor. Să numește egocentrism. Sau pe românește să crede buricul pământului. E același lucru. Pun centrul lumii. Și evaluezi totul, apreciezi totul în funcție de dorințele tale, de așteptările tale, de plăcerile tale. Îmi place, nu-mi place. Poftim, pe cine ești tu? Să te întrebe pământul dacă să se învârtească sau nu în jurul soarelui, ca să-ți place ție sau nu. Sunt lucruri obiective în afara noastră pe care trebuie să le acceptăm. Nu facem pe deștepții. Mie nu-mi place treaba asta. Și dacă nu-mi place, nici nu țin cont de ea. Sunt foarte mulți oameni care au ajuns, au fugit din armată când se făcea stagiu militar. Aș să urcă pe blocuri și spun că se aruncă de la etaj. Pleacă de acasă și își lasă copiii în grija soției și îi pleacă după țigări și nu se mai întorc. De ce? Pentru că nu le mai place. S-au săturat să facă ceea ce decurgea din rolul de părinte. Asta este grav. Este foarte grav. Specialiștii numesc asta depresie. Da. E, fiecare păcat al nostru are câte un nume. Depresia, să știți că se ajunge greu la ea. Știți cum se ajunge? Muncești ani de zile la depresia ta. Este adevărat, dar vreau să vă spun... Înțelegeți ce spun? De chestiune. O serie întreagă de... când te, în loc să te uiți spre adevăr, te înconjori de ziduri de justificări. Te înconjori de ziduri de justificări, tu mereu ai dreptate, alții n-au dreptate și devii tot mai singur. Păi când rămâi singur, scuzați-mă, cum să nu te pască depresia? Ce este grav este că Asociația Psihologilor Atestați din România constată că depresia este boala secolului al XXI-lea. Așa e. Și ultimele statistici spun că peste 125 de milioane de oameni din întreaga lume suferă de boala asta. În ultimii 20 de ani, ritmul vânzărilor de medicamente antidepresive a crescut cu 40%, iar anual în lume se consumă aproximativ 10.000 de tone de tranquilizante pentru ameliorarea stărilor depresive. Iar în România, depresia este mai frecventă decât diabetul sau bolile cardiovasculare. Din și mai 3.000 de sinucideri pe an, în România, 70% erau depresivi. Ce e de făcut, domnule profesor?
Ați văzut știrile din ultimele zile, da? Se tot repetă. Oameni care se aruncă, bat de pe bloc, bat de pe pod, bat de pe... Păi, întrebarea n-a trebuit să mi se adreseze mie. N-am de unde să știu ce trebuie făcut, pentru că nu putem schimba modul de viață din lumea civilizată. Este ceea ce se numește generic boli ale civilizației. E un fenomen. Bolii ale civilizației sunt multe, printre care depresia. Nu existau până acum. La țăranul român nu exista depresie. Tot timpul avea ceva de făcut. Știți vorba, hai că vine noaptea și mai avem treabă. O știți? Nu ți ajunge ziua să faci cât te trebuie să faci. O gospodărie dacă ai. Doamne, ce dăm, Doamne, mai dăm, Doamne, niște zile să termin. Omul care nu are ce face și care nu are sens al vieții și care nu a ajuns la Dumnezeu, nu a ajuns la o cauză pentru care să se dedice, cade în depresie. Am citit acum 7-8 ani o carte îngrozitoare, se numește Demonul amiezii. Unul Andrew Solomon, îl cheamă, e psiholog american, a publicat-o în America, peste 3-4 ani s-a publicat și în România, la Humanitas. Demonul amiezii este depresia. Și el spune acolo că exact ce a spus dumneavoastră, că este cea mai răspândită boală care va deveni cea mai... E boala cu cea mai mare creștere, cel mai rapid, cel mai înalt ritm de creștere și va deveni boala cea mai frecventă într-un deceniu. Pentru că face ravagii în toate clasele sociale, în toate profesiile, la toate vârstele și în toate culturile. Deci nu contează că ești în Canada, în Statele Unite sau în Elveția, depresia face ravagii peste tot. Și văd că avem și în rândul României. Inclusiv în România. Da. Deci depresia este o stare psihică combinată cu atacuri de panică, cu lipsa de motivație și cu lipsa de self-respect, cum zic americanii, respect de sine, stima de sine. Îți pierde stima de sine. Și știți ce vă sfătuiesc? Vă sfătuiesc sincer, nu fac pe profesor acum. Predau eu etică, dar nu ca profesor vă spun. Vă spun așa, ca de la om la om. Vorbim despre omenie. Da, exact. Și despre autentic. Încercați să fiți corecți. Nu mai încălcați reguli. Legile sunt reguli care sunt codificate juridic, dar tot reguli sunt. Încercați să respectați normele. Nu vă cer să fiți cinstiți. Suntem mai mult sau mai puțin cinstiți în funcție de educația pe care am avut-o, de harurile primite de la Dumnezeu, sunt multe aici. Nu depinde chiar de noi, de luni vreau să devin cinstit. Sau de la întâi vreau să fiu mai cinstit decât am fost. Dar fiți măcar corecți. A fi corect înseamnă a respecta un sistem de reguli. Fiți, domne, corecți. Știți de ce? Pentru că altfel vă paște depresie. Ești incorect azi, ești incorect mâine, mai faci o șmecherie poi mine, încep să nu te mai respecti pe tine. E primul pas spre depresie. Când nu mai ai respect față de tine însuți. Nu mai mergi. Nu mai calci ca un om care se respectă. Calci altfel. O iei pe lângă pereți. Taci din gură. N-ai curajul să spui punctul de vedere. N-ai curajul să te contrazici cu altul. Tot ce spune șeful e ok. Dacă face un coleg o glumă, râzi așa. Dacă face șeful o glumă, râzi cu toată gura. Ce e aia? Este lipsă de personalitate, depersonalizare. De unde vine? Din faptul că nu mai ești sigur pe tine. Ai făcut prostii. Și vă mai spun un lucru pe care puțină lume îl știe. Cine a citit cartea lui Von Hayek, n-are unde să știe. E un mare economist austriac, Von Hayek, care are un studiu, Ordinea Spontană a Societății, în care spune așa, a consultat, a colaborat cu un logician și un matematician de talii mondiale amândoi. Și i-au făcut în formule, se poate demonstra matematic. Cel care e corect câștigă întotdeauna pe termen mediu și lung. Cel care este incorect poate câștiga pe termen scurt, adică două țeapă. Dar pe termen mediu și lung se duce în jos. Ori ca firmă, dă faliment, ori ca om, în fund de pușcărie. Sau face depresie. Și până la urmă, să spânzură, să ajungă de la etajul 7,
sau nebunește, ajunge la balamuc. Deci fiți foarte atenți, vă spun. În momentul în care ai făcut un picior în zona depresiei, trebuie să tragi semnalul de alarmă cât mai repede. Părinți, frați, surori, medic. Pentru că fără ajutor specializat nu poți să ieși. E groaznic. Erau cei mai în vârstă, cred că mai țineți minte poveștile alea cu baronul Münchhausen. Da, era o carte cu baronul Münchhausen pe cal, pe copertă. E un personaj celebru în literatura universală prin minciunile lui. Avea o inventivitate extraordinară, mințea de îngheța apele. A fost un personaj real. Cartea e scrisă după un personaj real, un baron german. Și la un moment dat, el povestește cum a căzut într-o groapă de obuz, era în război, cu cal cu tot. Și cum credeți că spune el că a ieșit acolo? S-a prins cu mâna de gule și s-a tras în sus și a ieșit. Nu merge. Și să știți că din depresie nu poți să ieși trăgându-te singur de guler. Trebuie să ai un asistent. Și de regulă specializat. Degeaba vine mama ta la patul tău și plânge alături de tine. E important să ai un suflet care face compasiune cu tine. Trăiește și îți vrea binele, dar nu e suficient. Ai nevoie de un psiholog sau un psihiatru? Vivek Murthy, medicul șef al Statelor Unite ale Americii, cu ceva vreme în urmă, foarte recent, pe 23 mai anul curent, spunea așa: trecem printr-o criză națională de sănătate mentală în rândul tinerilor și mă tem că rețelele sociale sunt un factor major al acestei crize. Lucru pe care trebuie să-l abordăm urgent, spune dumnealui. Cum să rămânem, domnule profesor, conectați totuși la virtual, dar să ne păstrăm, indiferent de vârstă, că este vorba de faptul că suntem copii sau adolescenți sau tineri, chiar părinți, sănătatea mentală și sufletească? Vă dați seama în ce situație suntem? Deci medicul șef al Americii trage semnalul de alarmă că trebuie să luăm măsuri urgent. Și nu ia nimeni nicio măsură. Intră ăștia prin școli și mitraliază. Ați văzut. Și domnul Gogoneață mă întreabă pe mine la Câmpina ce trebuie făcut, domnul profesor. Ce să facem, domnul profesor? Ăsta e rolul meu. Să vă întreb. Insistați. Dar voastră trebuie să răspundeți. Văd că insistați. Asta cum se numește aia? Continuată. Cum se numește în justiție? Formă continuată. Da, faceți greșiți în formă continuată. Întrebați-vă profesorul Borțun ce trebuie făcut cu depresia. Nu știu. Nu știu, dar vreau să vă dau așa ca rețetă personală. Mă gândesc și din perspectiva acestei, nu știu, prelungiri pe care o purtăm cu noi peste tot. Da. Face ravagii, din păcate, în primul rând, ascultam un specialist care ne spunea: când vă treziți, nu vă repeziți la telefon. Nu, dar câți dintre noi ne-o facem? Toți și eu. Dar de asta ați fost sincer. Azi n-am mai făcut-o. Să văd când mă ține. Și de ce? Spunea că există un, se numește cronaxie, un interval de timp între stimul și răspuns. Și creierul nostru are o anumită nevoie de un anumit timp pentru a se trezi și a intra în funcțiune la parametrii proiectați. Dacă tu nu-l lași să se trezească și intri direct în telefon, cine a mai sunat, cine a mai dat un mesaj, știți cum e. Așa, Facebook, WhatsApp, toate. Nu-l lași să se trezească și vei fi tot timpul netrezit. Vei fi, dar toată ziua vei fi așa, într-o somnolență, nu vei avea toată capacitatea. Nu vei lucra la parametrii tăi, la puterea instalată, cum zic energeticienii. Nu. De ce? Pentru că te-ai trezit cu nasul în telefon. Lăsați-l cât mai departe în timp ce dormiți. Încercați să vă detașați de lumea asta virtuală, care nu e realitatea, să știți. Le spuneți asta și tinerilor? Da, realitatea e în altă parte. Fiți foarte atenți, e o formă de înstrăinare umană. Înstrăinarea umană... Vorbim despre rețele sociale, domnule. Da, știu. Nu, ați zis corect.
Felicitări. Majoritatea românilor spun rețele de socializare. Asta este un, o calcheară de pe, de pe limbajul, jargonul adolescenților americani. Ei spun că se duc să socializeze. Când se duc într-un club de noapte. Unde te duci, fata mea, la ora asta? Mă duc să socializez și eu puțin. În științele sociale, a te socializa înseamnă a te umaniza. A deveni într-un boț de carne, cum spune Ion Creangă, o ființă socială, adică o ființă umană. Asta înseamnă socializare. Îți asimilezi într-o perioadă de timp, ani de zile, valorile societății în care te-ai născut. Și te-ai socializat, adică te-ai umanizat, ai devenit om. Unii se opresc până la un sfert, alții până la jumătate, alții până la trei sferturi. Alții duc procesul până la capăt. Avem grade diferite de socializare, adică de umanizare. De unde și conflictele dintre noi. Da? Dacă te prinde unul pe la piață, pe la 11 noaptea, mai puțin socializat și îți dă una în cap ca să-ți ia sacoșa din mână, ai încurcat-o. De ce? Pentru că ăla e mai puțin umanizat decât tine. Deci, marile noastre probleme, țin, uitați-vă ce fac soldații aia prin Ucraina. Ce au făcut populației civile. Sunt niște bestii. Bestii pe două picioare. Acum le-au aruncat barajul. Au înnecat o zonă imensă. Asta înseamnă că ăștia sunt, eu știu cât s-o fi umanizat, 15% probabil. Știu să vorbească. Au grai, cam atât. Deci e foarte important să ne umanizăm. Și noi nu o facem, să știți. Și mai ales fiți atenți cu copiii și nepoții dumneavoastră. Faceți o mare greșeală când cereți școlii să-i pregătească pentru viitorul examen. Păi știți ce înseamnă asta? Cam din clasa 8-a încep să se specializeze. Cei care sunt buni la matematică încep să facă mai mult matematică și mai mult probleme, eventual la fizică. Cei care sunt înclinați spre literatură, mai citesc, mai fac ceva, iar pe la liceu, pur și simplu, sunt programați. Aia care vor să dea la politică, nu mai citesc nimic. Fac probleme. Păi ce vreți să iasă copilul nostru? Instrument de rezolvare de probleme? Ce vreți să iasă? Sunteți încântați că știe calculator? Vreți să iasă o anexă a calculatorului? Că asta sunt cei mai mulți. Eu am nepot în Statele Unite care lucrează la Valea Siliciului. Știți ce are acolo? Foarte bine plătit. Au bani, asta voiam să spun. Au bani. Dar și până la vezi lumea doar prin gaura asta care se numește bani, ai curcat. Dar până la urmă... Este enorm de multe lucruri. Până la urmă părinții, cei mai mulți... Atâta știu. Asta așteaptă de la copii. Atât îi duce mintea. Cu asta am început. Atât harul mic. Dar tu... Eu de-aia vreau să vă spun, nu mai cereți, doamnă, puneți-i să facă probleme, vine examenul, evaluarea națională, BAC-ul, nu știu ce, să facă probleme. Și îl vezi în clasa 11-a, doamnă, dar treaba asta să ceri la BAC? Nu, păi atunci ce o facem? Cultura civică. Elev la 11-a. Matematică în loc de cultură civică, română în loc de sociologie, da? Filozofie, morală, psihologie, morală. Deci femeia aia le vorbea de poezia lui Ion Bargu, care ne spune că matematica și poezia au rădăcină comună, ca un pom care are aceeași rădăcină, dar are mai multe ramuri. Și că încearcă să le explice de ce e nevoie să citească și altceva și el îi spune, dacă nu ne cer la bani, de ce faceți cu noi așa ceva? Deja omul ăla, deja sensibil la o zonă extrem de importantă a lumii. Am citit de curând, lăsați-mă să spun asta, vă rog. În Italia, 49%, e studiu recent, 49% dintre inginerii italieni au absolvit liceu clasic. Și ce înseamnă liceu clasic în Italia? Limbă latină, limbă greacă veche, gramatică, retorică, literatură universală și restul, ce avem și noi. Și ăștia ajung să facă viaducturile alea minunate, tunelurile alea prin Munții Alpi, instalațiile de teleferic, autostrăzile alea extraordinare, podurile și tot ce am văzut în Italia, este ceva incredibil. O țară care este construită, a păstrat toată antichitatea și a intrat în secolul 21. De ingineri, dar sunt ingineri intelectuali, nu instrumente de calcul.
Deci vedeți ce faceți cu copiii dumneavoastră, nu-i mutilați. Nu-l cereți părinții profesorilor să... Că asta nu înseamnă decât o complicitate părinte-profesor în detrimentul copilului și în detrimentul viitorului lui ca om. Și ajungem la ce spunea Solomon Marcus, marele nostru savant, când are un studiu care se numește chiar așa, Educația omenescului. Și îi spune așa, în școala românească se face învățământ, dar nu se mai face educație. Mare dreptate are. Așa că am răspuns la întrebarea dumneavoastră. Mă vulnerabilizez puțin, suntem la autentic. Cum ziceți dumneavoastră? Îl cunoașteți pe băiețelul nostru. Are 7 ani și săptămâna asta vine la mine și îmi spune: tata, care este meseria cea mai bine plătită din lume? Și spun: tată, nu știu. Și zice: ia telefonul și uite de pe internet să afli și să-mi spui care este cea mai bine plătită meserie din lume. Și zic: tata, pe internet nu scrie chiar toate lucrurile așa. Până la urmă sunt tot niște oameni care scriu acolo. 7 ani. A doua chestiune. Am interacționat cu mai mult tine. Pare un bas. Observați, eu am senzația că spune un bas. Cum fiul împăratului vine la tată și întreabă: tată, incredibil. Asta întreabă la 7 ani. 7 ani. Ați văzut ce interesează? Da. Și știți de ce? Vede în jurul lui, vede în casă. Mama lui e învățătoare și tatăl lui. Înțelegeți? Și zice: bă, oare cum o fi să câștigi banii adevărați? M-a vulnerabilizat mai mult, domnul profesor. Păi i-am plătit-o. A doua chestiune. Retur. M-am întâlnit cu mai mulți tineri de liceu și de clasă generală. Unii dintre ei chiar de facultate. Și printre altele, am stat de vorbă puțin cu ei, vorbindu-le despre un profesor ca model pentru români. Domnul Trandafir. Spre surprinderea mea, habar n-aveau cine este domnul Trandafir. Și știți care a fost motivația pentru care mi-au spus că nu știu despre domnul Trandafir? Exact ceea ce a spus dumneavoastră. Faptul că s-a scos din programa pentru examen. Și când ne uităm la Sadoveanu, care vorbește dincolo de profesionistul Trandafir, vorbește despre omul Trandafir, este extraordinar. Ce pierdem noi ca oameni, ca societate, ceea ce transmitem cumva celor din jurul nostru. Educația omenescului. Am ratat-o. Scrie Ion Vulcănescu în cartea Mic studiu asupra omeniei, un document istoric din anii 1980. Dedicația de pe carte era așa: închin această lucrare în semn respectuos omagiu fizicienilor atomiști germani care în al doilea război mondial, depășind duritatea momentului istoric, în numele omeniei, au împiedicat fabricarea bombei atomice pentru cel de-al treilea Reich. După tot ce am discutat noi aici, este generația actuală, domnule profesor, capabilă să multiplice un astfel de comportament? Nu. Nu. Generația actuală trece printr-o școală care nu produce nici caractere, nici buni cetățeni, nici oameni capabili să învețe toată viața. Și doritori să învețe toată viața. Este exact ce ne lipsește în România. Oameni de caracter, deci educația morală, oameni capabili să învețe toată viața și doritori să învețe, adică curiozitatea intelectuală pentru care v-am lăudat la începutul întâlnirii, Și continuăm să o facem, dar care nu se educă în școală. Deci curiozitatea intelectuală, nu curiozitatea aia de țață. Ia mă, aia cu cine mai umblă. Nu asta. Curiozitatea. Dar știi mai multe. Dar înțelege lumea asta prin care trecem o singură dată. Deci, dar cunoaște pe Dumnezeu. Și asta ține de curiozitatea epistemică, de curiozitatea de a cunoaște. Nu. Noi... Și am terminat școala. Am pus cartea în cui. Eu am oameni pe care încerc să le explic niște lucruri ca să se înțeleagă mai bine și auzi, hai, lasă-mă, că am terminat facultatea, nu mai sunt student.
Adică au impresia că dacă au terminat facultatea, au și ei o diplomă, nu mai au ce învăța. Ori asta înseamnă că nu au ieșit din școală pregătiți să învețe tot timpul. Eu sunt pregătit să învăț tot timpul. Eu cum prind unul care știe mai mult decât mine într-un domeniu, încep să-l întreb. Îmi iau și notițe. Deci asta înseamnă capacitatea de a învăța și dorința de a învăța. Avem o slabă dorință de a învăța în România. Și să nu mai vă mai duceți după fentele alea comuniste, că românii din cele mai vechi timpuri iubeau cartea și există o vorbă a strămoșilor noștri, cine are carte, are parte. Și la ce se referă vorba? La cartea funciară. E o vorbă din Ardeal, unde exista cadastrare, cadastrul se făcea numai în Imperiul Austro-Ungar, și se numea extras din cartea funciară. Țăranul nu spunea de extras din cartea funciară. Zicea, ai carte? Ia să văd. Da, zice, pământul tău. Deci a venit cu iluzii de-astea, ne îmbătăm cu apă rece. Bă, ce deștepți sunt românii, bă, învață de la dacii liberi încoace. Sunt înnebuniți după învățare. Nu e așa. Avem o mare rezistență la învățare și cei care lucrați învățăm, știți foarte bine la ce mă refer. Și aveți de luptat nu doar cu un sistem prost construit, aveți de luptat și cu elevii și cu părinților. Ca să-i face să învețe. Să aibă această nevoie de a învăța. Cum au japonezii, cum au coreenii, cum au alte popoare, la care ne uităm cu trufie de asta naționalistă. Ca și omul care n-a plecat de acasă. Să crede cel mai tare din barcare. Când ajungi să-i vezi pe alții, încep să devii mai smerit. Și încep să-ți dai seama că stai puțin, că nu e cum credeam. Că uite alții ce fac. Uite ce sunt în stare să construiască. Uite în cât timp. Uite cum învață. Uite cum stau în jurul unui felinar chior. Toți copiii din cartier să strâng ca să învețe pentru a doua zi la școală. Fiindcă n-au lumină în casă. Și ce l-a văzut cineva în China? Acum câțiva ani, probabil că acum așa au tras lumina. Deci e o atitudine încastrată în cultura acestor popoare față de noutate, față de învățătură și față de a fi mai deștepți. Noi nu. Cine știe multe moare. Vorbă de la țară. Auzită de mine în copilărie. Cunoașterea e diabolică. Nu. E de la ăla. Nu. Așa. Și nu-l numesc, că vine. Și tot așa, oameni buni, avem de luptat cu o întreagă mentalitate pentru a face România educată. N-am văzut asta, niciun document publicat de președintele României. Ați închis două legi. Păi cu legile astea rezolvă un program extraordinar de reformă a educației? Nu. Au trebuit profesori să iasă în stradă. Jumătate din ei au ieșit doar pentru salarii, dar jumătate nu, să știți. Jumătate au ieșit pentru reformă în învățământ. Au văzut că nu se face. Și au tot sperat că iese ceva cu România educată, o fi vreo sfârială ceva. Și au constatat că nici de data asta nu se face nimic. De-aia au ieșit. Că lucrul trebuie început cu repoziționarea socială a profesorului. Și ca să nu poți face decât mărindu-i leafa și nu de două ori, de patru ori. Pentru a aduce oameni de valoare în următorii 10-15 ani. Pentru a însănătoși sistemul. Trebuie făcut, dar pentru asta trebuie să ai oameni de stat. Noi nu avem oameni de stat, avem oameni politici. Omul politic e setat să gândească pe 4 ani, maximum. Mic. Până la viitoarele alegeri, exact. Deci și să gândească la interesele personale și interesele de partid. Nu la interesele națiunii. Și la viitorul acestei țări. Iată de ce avem mari probleme cu. Deci, caracter moral, oameni capabili să învețe toată viața și buni cetățeni. Oameni care se preocupați de binele comun, de interesul public, cum se mai spune. Nu avem. Mai țineți minte poezia lui Vlahuță? Alexandru Vlahuță, unde ne sunt visătorii? Aceeași problemă o avem după 150 ani. Unde sunt visătorii? Unde sunt acei oameni care visează ceva pentru țara lor? Nu îi avem. Am avut niște oameni foarte puțini, izolați, care au ținut locul unor instituții inexistente. Un Dimitrie Gusti,
care am ființat Muzeul Satului din București, am ființat postul public de radio, am ființat Școala Sociologică de la București, care era celebră în toată lumea. Avem contribuție în istoria mondială a sociologiei datorită acestui om. Oameni fabuloși. Angel Salini a făcut podul de pe Dunăre, cel mai peste Dunăre, cel mai important pod din Europa în epocă. A făcut toate silozurile alea din Bărăgan, fără de care n-am fi putut să exportăm cereale. A asfaltat șosele și a făcut poduri până la Brașov. Dacă știți intrarea aia cu plopi stânga-dreapta, era de pe vremea lui Salini, el a proiectat intrarea în Brașov. Deci toate lucrurile astea sunt făcute de oameni excepționali, pe care sociologul Ilie Bădescu îi numește eroi ai moralei. Deci eroi ai moralei personale. Ei au făcut, fiindcă au vrut ceva mai bun pentru țara asta. Cât sunt ăștia? Uitați-vă în jur dumneavoastră și spuneți câți de ăștia găsiți la 10 oameni pe care îi cunoașteți. Hai, nu la 10, la 100. Ca să găsiți ceva. Deci asta e problema noastră. Nu avem spirit cetățenesc. Noi nu ne simțim părți participante la același proiect. Un proiect comun de țară, un proiect comun de societate. Îmi place să cred că noi cei care suntem aici din seara asta ne vom pune mult mai serios problema asta. Sper, din toate. Și am putea să schimbăm ce se întâmplă în jurul nostru. Ne-am spus că vă place să citiți. Și încă mai citiți. Știu sigur lucrul ăsta. Eu am un cadou pentru dumneavoastră de la prietenii de la editura Viață și Sănătate. Un cadou altfel, scriu aici, este un voucher de 100 de lei. Puteți să vă cumpărați de acolo ceea ce veți considera că ar putea fi de folos pentru dumneavoastră, astfel încât să mai creșteți din punct de vedere intelectual. Gata, l-am văzut. E, da. E acolo, nu? E adică e autentic. Este autentic 100%. Apropo de prietenii de la Viață și Sănătate, trebuie să vă mai dau o veste și vă dau dumneavoastră astăzi. Organizăm împreună cu ei o tabără în vara asta, împreună cu Autentic și editura Viață și Sănătate, undeva în Bucovina, va fi un loc de vis acolo și cred că ar fi de bun augur ca să cunoască lucrurile acestea tot mai mulți dintre oameni, nu-i așa? Dacă doriți să cunoașteți mai multe informații, puteți găsi pe site-ul editurii Viață și Sănătate detalii despre tabăra aceasta. E pentru un anumit segment de vârstă? Nu este pentru un segment de vârstă. Oricine este binevenit în tabăra respectivă va fi în august, câteva zile de poveste. Ultima întrebare, domnule profesor, înainte să dăm microfonul celor din sală, este o întrebare cumva mai personală. Care este procedeul în raport cu ce sau cu cine prin care vă evaluați dumneavoastră omenia? Da, e o întrebare foarte grea. Acum mi-e mai ușor să răspund. Câțiva ani de zile buni, vă spun foarte sincer, nu vreau să fac prozelitism, propagandă. E legea lui Dumnezeu. Decalogul. E oglinda în care mă văd. Și îmi dau seama cât mai am de făcut pentru a mă împlini ca om, ca om total. Domnule profesor, toată legea sau o jumătate? Nu, toată, că ori e, toată ori nu e. Deci toată. Dar aș vrea să vorbim puțin despre omenie, fiindcă noi avem o viziune foarte sentimentală așa despre omenie. Eu știu cât m-a șocat și m-a supărat o afirmație a unui... Era un american venit la Iași, la lectoratul pentru limbă, spaniol sau portughez. Era un lectorat de limbă portugheză, cred, sau spaniolă la Iași. Și el venise să predea și preda de vreun an, doi, la Iași și interviu într-o revistă de cultură. Și cum vi se pare poporul român? Zice, un popor sentimental. Cum adică? Da, zice, foarte emoțional, adică gândim mai puțin și simțim mai mult. Și nu mi-a plăcut chestia asta, mi s-a părut că ne disprețuiește. Și am ajuns la concluzia cu ani după aia, vedeți când îți bagă cineva o idee, încep să te raportezi la ea, nu uiți. Și m-am tot gândit și mi-am dat seama, uite, să confirmă ce zicea ăla.
Uite că iar se confirmă, iar se confirmă. Și am ajuns să cred, noi suntem un popor sentimental. Omenia o vedem tot așa. E om, bă. Adică fii om cu mine, că și eu sunt om cu tine. Știți treaba aia, da? Ne ajutăm la nevoie, suntem omenoși. Dacă ne prinde un polițist, hai domnule, lasă-mă, că am și eu copii. Dumnezeu nu are copii acasă, cât ea mi-a dat? 400 de lei? Ia 200 aici. Și duce acasă. Și ăla zice da. Și ai văzut, mă, omenia o românesc. Mi s-a spus treaba asta. În 94 am fost la Cernăuți. Lângă Cernăuți este o comună imensă, Boian. Dacă știți din poezia lui Eminescu, Toina. Din Boian, la Vatra Dornei, ne-a mâncat 1000 de corni. Boian era în actuala Ucraina, la Cernăuți. E o comună imensă, avea 7 biserici. Inclusiv ortodoxe de limbă română. Și am fost cazați la oameni să-i aniversau 500 de ani de la nașterea lui Neculce. Ioan Neculce, da? Cronicarul. S-a născut la Boian. Am dezvelit acolo statuie, nu știu ce. Statul român a băgat bani și a trimis un autocar de reprezentanți ai statului român la festivitate. Eu eram consilier la Cotroceni, la președintele Ion Iliescu și am fost trimis să-l reprezint pe el. Și acolo cu multe personalități literare, politice, eram mai mulți. Și am stat la oameni în gazde. Și am stat la o familie foarte frumoasă. Ea era profesoară la o școală în limba română. Două fetițe gemene, care ne-au dat un spectacol frumos, cu cortină, cu... Știți cum fac copiii? Ne-au cântat, ne-au recitat. Și el, inginer, care nu mai lucra după Revoluție, mai lucrez ca inginer. Era șofer de tir. Și ducea marfă de la Viena până la Istanbul, toată zona s-o face. Și doamne, dintre toți, tot cu românii mă înțeleg mai bine. Sunt omenoși, doamne. Cum adică? Doamne, dai un ban și te lasă să treci, doamne. Noi azi te țin la graniță. Câte o zi, câte două, până ține rândul. Știți că am putea și de-alea la graniță cu tirul. La român îi dai ceva și ăla e om. În 92 am fost la un congres de filosofie politică la Geleva. Și eu și cu încă un român ne-am dus cu trenul Viena, de la Viena la Geneva, tot cu trenul. Și trebuia să ne întoarcem tot cu trenul și cu o seară înainte, în seara în care se termina congresul, s-a terminat pe la ora 10. Dezbateri serioase pe secțiuni pe acolo și la ora 10, masa de seară și după masa de seară vine Cristin Tapole, nu am să uit toată viața. Că am spune, Dumitru, tu și cu Mihai trebuie să părăsiți hotelul. De ce? Zice, păi voi ați venit cu o zi înainte și ați plătit, ați stat 3 nopți. Apa asta nu mai puteți să stați, că așa este în plătit. Plătit de o organizație, iar cu o filozofie care organiza așa și Universitatea din Geneva. Sistemul puțin am înțeles. Noi părăsim 2 paturi într-o sală cu 7 paturi. Observați? Deci nu eliberam o cameră. Tot complexul ăla era un fel de, cam cum e la Pârâul Rece, dacă știți. Era o chestie de asta turistică, rustică, în care erau câteva camere, restaurantul și niște săli de conferință. Toată aia era luată în chirie de ăștia, cu congresul. Deci noi nu eliberam nimic pentru alții acolo. Eliberam 2-4 într-o cameră cu 7 bărbați. Zic, trebuie să plecăm acum la 11 noaptea? Da. Așa era corectă, fiți atenți. Afară, era februarie, afară ploua așa mocănește. Mă duc, îi spun lui Mihai, ăla disperat, ce face?
Zic, hai sus să ne facem bagajele. Nici bagajele le aveam făcut. Mă vede un coleg de la Geneva, Universitatea din Geneva. Ce e, Dumitru? Ce sunt, de ce e fața aia căzută? Zic, păi uite ce am pățit. Vă duc eu în oraș. Stați puțin. Păi zic, cred că mi-am o jumătate de oră. Zic că n-am făcut bagajele. Vă aștept aici. 45 de minute mi-a luat. Eu sunt de asta, am mocăit la bagaje să nu mă pui să fac bagaje. 45 de minute, am coborât, ăsta citea Tribun de Eugenel. Bun. Ne-a dus. Telefon înainte. Auberge de Jeunes, puteți să ne primiți? Da, aveți locuri? Da. Cât e noaptea? 25 de franci elvețieni. Noi primiserăm chiar în ziua aia 250 de franci elvețieni de la organizatori. Deci, Cristin știa că noi avem bani. Nu ne trimitea în neamț. Știa că putem găsi camere cu 25 de franci. Bun, putem să venim? Da. Până m-am întâlnit cu ăsta, m-a zis că mă așteaptă, ne-a dus. Rue Michelin 14. L-am căutat o jumătate de oră. Era de un calm, nu, nicio problemă. Găsim. Am găsit, era în zona gării, în Mazda stradă, Michelin. Atât. N-avea alte intersecții. Dar nu o găseam. Ploua tot timpul. Nu a vrut să ne lase până nu ne-a lăsat sub copertină, ca să nu ne plouă. Ea a fost omenoasă, fiindcă ne-a dat numărul de telefon să sunăm la mai multe hoteluri. Ei au zis că ne primesc. Ăsta s-a oferit să ne ducă. Nu ne-a lăsat în ploaie până n-a găsit hotelul. Sunt omenoși? De altă definiție. Erau corecți. Și paroliști. Deci erau și corecți, și paroliști, și omenoși. De la Geneva. Știți ce a fost la Geneva? La calvinismul. A băgat disciplina în ei. Nici nu concep să încalci o regulă. Dar să știți că pe o astfel de omenie se construiește o civilizație. Pe a noastră nu se construiește. Nu construiești. O fi una, o fi alta. Oameni suntem, ne înțelegem, o mână spală pe alta. Lasă, altă dată. Acum, înțelegeți? Merge și așa. Pe acest merge și așa nu putem construi nimic. Și să nu ne mai văităm că ne-a părăsit Dumnezeu, să nu ne mai văităm că n-avem noroc, sau că alții sunt mai răi decât noi și ne-au călărit și ne exploatează Austria și Anglia și America. Despre noi e vorba. Moralitatea noastră și capacitatea noastră de a respecta niște angajamente elementare. Și în primul rând, respectul unul pentru altul, între noi, cum semeni. Să mă uit în ochii tăi și să zâmbesc și tu să te simți validat prin treaba asta. Că mă uit la tine și că zâmbesc. Și umanitatea ta s-a recunoscut în umanitatea mea. În momentul ăsta putem să facem ceva împreună. Nu. Noi ne uităm așa, cu oda ochiului. Ospătarii zăvoresc peste umăr. Ăia de la ghișeu se răsesc la tine. Deci, tot timpul ne purtăm cu celălalt, parcă l-am disprețuit. În loc să-l iubim, pentru că e semenul nostru. E tot copilul lui Dumnezeu. Deci nu avem, cum să vă spun, umanizată relația cu celălalt. Noi de aici trebuie să plecăm până ajungem la altele mai complicate. Mă bucur că cumva terminăm discuția noastră într-o notă pozitivă, în sensul în care ne-ați dat și câteva soluții. Adică să privim spre noi, să privim cu demnitate spre ceilalți, să ridicăm și noi capul din pământ și să arătăm pe fața noastră că există în noi omenia asta de care discutăm. A venit timpul dumneavoastră să ne adresați întrebări. Probabil că Adi ne va ajuta cu microfonul sau este la Dani. Așadar, mă uit în sală, sunt mai multe mâini ridicate. Avem aici, în primul rând, și apoi în spate. Vă rog să îndrăzniți. Noi o să notăm. Rugămintea mea este să ne spuneți prenumele și apoi să adresați întrebarea. Bună seara! Prenumele meu este Adriana, după cum știți. Bună seara! Am venit de la Buzău pentru domnul Lorțun și acum ca să-l citesc, cumprindu-l numai deștept ca mine, îi pun întrebări și îmi iau și notițe.
Aș vrea să îi adresez următoarea întrebare. Pentru că a spus că nu știe ce sfat să ne dea atunci când un om este într-o depresie, cum să prevenim depresia. Eu am trecut prin niște stări de depresie și aș putea să vorbesc din exemplu personal și aș vrea să-l întreb pe domnul Borțun dacă este bine atunci când suntem căzuți din diverse motive și ne simțim fără putere. Am găsit o soluție care mie mi se pare perfectă și e bine de auzit și de către ceilalți care se vor uita la podcast. Să lăsăm televizorul, dacă este bine. Este bine să lăsăm televizorul unde în mass media se promovează cazuri că un soldat se aruncă de la geam, o femeie își dă foc, fiecare ce caz face, ca să bage frica în noi și să dea idee tinerilor care se află și în astfel de depresii. Este bine să întrerupem a privi televizorul și a ne înconjura cu oameni ca domnul Borțun, cu oameni ca domnul Gogoneață, care într-o dimineață, într-o stare de nehotărâre, mi-a dat un imbold. Sculați-vă și mergeți la copilul dumneavoastră. Și am prins aripi pentru care îi mulțumesc. Să ne conjurăm cu oameni, că pe domnul Borțun îl știu din data de 8 iunie, când veneam de la evenimentul Laurent Suarez. Tot m-am înconjurat, am lăsat depresia și m-am înconjurat cu alți oameni care îmi oferă cunoaștere, că nu-i lăsată de la satan în cunoașterea asta. Și printre munți, băiatul meu la volan nu mai mergea radio și a zis, mama, hai să-ți dau să ascult ceva. Și mi-a pus un podcast de la George Buhnici, în care l-avea invitat pe domnul Borțun și recunosc cu rușine că atunci am aflat despre dumnealui. Și a ajuns acasă, din ianuarie până acum am urmărit aproape tot ce s-a publicat pe YouTube cu dumneavoastră și cu soția dumneavoastră, pe care acum vreau să o citesc și să vă pun o întrebare. Continui întrebarea. Ce facem cu oamenii care au o lene? Soția dumneavoastră a spus într-un podcast că lenea este un sicriu în care ne așezăm de vii. Și asta duce la o depresie. Lenea egal depresie. Putem asculta și oameni ca dumneavoastră și a ne îmbogăți cunoștințele și ieșim din depresie? Apreciem mult întrebările dumneavoastră. O secundă profesor. Și vreau să vă spun unde sunt visători. Mai sunt visători de care ați menționat în, apropo de povestea domnului Gogoneanță cu fiul de 7 ani și eu la 7 ani îl duceam pe băiatul meu cel mare care are 30 de ani, îl duceam la mare cu trenul. Și pe podul construit de Angel Salini, că eu mi-am notat aici tot ce ați vorbit, m-a întrebat, mamă, cine a făcut podul ăsta? Ce frumos! Uite, scrie pe el, Angel Salini. Eu când o să fiu mare, vreau să fac și eu un pod peste Dunăre. Și băiatul meu are poze pe pod, este inginer proiectant și are pe podul nou de la Dunăre o parte din proiect. Deci avem oameni visători și construiește șosele și drumuri prin țară. Felicitări! Să vă trăiască! Acum trebuie să vă mai spun o chestiune cu acordul dumneavoastră, doamna Adriana. Din momentul în care doamna Adriana a descoperit Autentic Podcast, am vorbit cu dumneaei la telefon, fără să ne cunoaștem într-un fel sau altul, fără să existe o conexiune de orice natură între noi, spunându-mi, visez ca aceste conferințe Autentic să vină și în orașul meu, la Buzău. Și pe 25 iunie vom fi la Buzău prin implicarea doamnei Adriana, care a rezervat pentru toți cei de acolo și pentru noi implicit sala Consiliului Județean, așa că vom fi acolo prin aportul unui visător cumva. Să-ți strâng mâna domnului. Adevărat. Vă rog, cum facem astfel încât să dăm deoparte depresia, dacă este înțelept să punem stop televizorul, era una dintre întrebări, și partea asta cu lenea. La asta v-aș fi răspuns foarte bine profesorul Vladimir Ciurea, Alexandru Vlad Ciurea, care a spus următorul lucru în dezbaterea aia cu Dulcan. L-a citat pe un mare neurochirurg, nu, pe un mare psihiatru american. Aș fi spus cum îl cheamă, dar acum scapă. Și zice așa, că i-a spus unei paciente, dacă vrei să te faci bine,
Uită-te doar la filme care te înveselesc, care te fac să râzi. Și am zis, domnul doctor, chiar așa? Da. Nu zic să nu iei tratamentul. Fă tratamentul pe care ți l-am dat, dar uită-te la filme care te fac bine. După 6 luni nu mai avea nimic. Și mi-am adus aminte, nu era pe psihiatrie, era pe cancer. Deci fiți atenți ce spune. Că ceea ce vedem și auzim, cuvinte și imagini, modifică reacțiile chimice de la nivelul celulelor organismului nostru. Astea sunt ultimele descoperiri ale științei medicale pe care am avut ocazia să le aud în această dezbatere, care au loc în sala operei de stat din București. Deci sală plină, arhiplină, până sus acolo la loje. Arhiplină sala. Niște oameni care ne-au adus la cunoștință ultimele rezultate ale cercetării. Așa că a te uita nu e necesar să închizi televizorul. Să nu te mai uiți la lucruri urâte, la lucruri rele. Uită-te la lucruri bune, frumoase, la oameni adevărați. Există oameni care apar pe televizor și sunt lucruri interesante. Urmărește-i pe aia. Uită-te la filme care te fac să fii veselă, să gândești pozitiv. Toate reacțiile din organism își schimbă sensul. Spre bine, spre sănătate. Deci asta eu nu fac decât să vă transmit acum. Sunt curea de transmisie. În ceea ce privește lemea, e, din câte am citit, vă spun, cartea am citit în Demonomism, singura mea lectură în Problema depresivă, dar Edita mai Cărțoiu și cu foarte multe studii de caz. E un simptom, de depresie. E chiar începutul. Lenea care se manifestă foarte interesantă, să fiți atenți, se manifestă ca amânare. Mâine, lasă că n-au intrat zile în sac, pui mâine. Dacă știți romanul ăla rusesc, Oblomov, s-a făcut și un film, după el poate îl găsiți pe internet, O zi din viața lui Oblomov. Serghei Oblomov era un boier tânăr care nu putea să se dea jos din pat. Îl găsea ora 14 în pat, în pijama, în cămășarea de noapte, cum aveau ei, și venea Zacar la el. Zacar era tipul care îl crescuse de mic. Sergei zice, ar trebui să te scolzi. Da, da, ar trebui să strângem aici tot, că trebuie să ne mutăm. Da, hai să începem să strângem. Păi da, da, nu, mâine nu putem să o facem. Da, da, asta e și ieri și alaltă. Da, da, e prea complicat, Zacar. Și și târziu s-a făcut ora 2. El s-a sculat la ora 2. Și da, da, știi că sunt oameni în lume care se mută. Sunt și de ăștia. Oamenii se mută. Și începea să plângă, Zacar, Zacar, dacă tu care mă știi de mic, când vorbești așa, ce să mai zic de alții? Lăsa, tăcea din gură, lăsa. Și se mai amâna o zi. Înțelegeți ce înseamnă? Se numește în limbaj tehnic procrastinare. Procrastinarea este ca o boală. Te face să amâni tot timpul ceea ce trebuie să faci. Așa se manifestă. Așa zis Alene. Noi îi spunem popular, îl vedem că stă în pat și e leneș. Este o formă de a nu coborâ. Și știți cine o analizează foarte bine? Gabriel Liceanu. Are un roman, e o carte de fapt de memorii, de eseuri, un amestec. Așa e literatura postmodernă, nu mai e cum o știam noi, pe genuri, clasificarea a clasă. Și se numește Ușa interzisă și a luat premiu pentru cea mai bună carte de literatură în 2014. Premiul Uniunii Scriitorilor din România. Și el începe așa cartea. Stau în fotoliu și nu mă pot ridica. Pentru ce? Deci nu era în pat, era în fotoliu. Tot Oblomov. Zice, nu am nicio motivație. Pentru ce să mă scol din fotoliu? Ce să fac? Ca să fac ce? Și începe să scrie. Mi-a căzut în ultimii ani, erau 20 de ani de la Revoluție.
Și mi-au căzut în ultimii 20 de ani, mi-au căzut toate iluziile. Mi s-au spulberat toate iluziile pentru că am crezut că pot să fac ceva util. Nimic nu e posibil în țara asta. Și începe să spună că sistemul de iluzii e bun. E ca un airbag care ne face să nu ne ciocnim cu realitatea. Care e dură, e urâtă, e imorală. Și mai bine faci un sistem de iluzii care te fac să crezi că trăiești într-o lume mai frumoasă. Și airbag-ul ăla te ajută să nu spargi capul, să nu spargi nasul, să nu scurgă sânge, să nu-ți pierzi un ochi. Tot e bine. Zice, îmi pare rău că mi-am pierdut sistemul de iluzii. Ce vrea să spună? Că noi ne putem construi un sistem de valori și un sistem de speranțe și un orizont de așteptări care să ne dea un sens și să ne facă să ne dăm jos din pat și să ieșim din casă. Că altfel nu. Altfel rămânem țintuiți în pat și în fotoliu. Mulțumesc. Domnule profesor, aș vrea să punem în balanță două cuvinte. Unul este vocație, despre care Max Weber spune că își are geneza în etica protestantă, și celălalt responsabilitate, care vine din englezescul responsibility, capacitatea sau abilitatea de a avea soluții, răspuns la o problemă. Și într-un fel sau altul, responsabilitatea este și un actual persoane care este proactive. Apropo de Hardin, de care vorbeam, spuneți dumneavoastră ceva mai înainte. Întrebările, care este relația între cele două? Care pe care am indus sau dacă am influențat într-un fel? Și la urmă, cum le putem folosi într-un proces al schimbării pe care ne-l dorim eficient, autentic, indiferent de domeniu? Pentru că schimbarea implică cam aceiași pași care trebuie să efectuați. Mulțumesc! Mulțumesc! Max Weber are o carte, politica, o meserie și o vocație. Mergând exact pe distinția pe care a semnalat-o dumneavoastră, e meserie când se centrează pe responsabilitate și este vocație când se realizează pe un fel de, dacă vreți, nu vreau să fiu înțeles greșit, dar alt termen nu vine, pe un fel de mesianism. Adică eu simt că am o misiune și că trebuie să-mi o îndeplinesc. Și atunci, misiunea mea care e să servesc poporul român. Și atunci sunt om politic, dar în varianta vocației, nu în varianta meseriei. Nu fac din asta o profesie. Să câștig bani și eventual să câștig și bani nemunciți. Știți, foloasele necuvenite. E o moralitate foarte răspândită la noi. Să fac asta pentru că simt că altfel n-aș putea. Asta este voința mea, dorința mea. Cu ani în urmă am organizat o sesiune de comunicări științifice, era înainte de 89, la Brașov. Și l-am invitat acolo pe marele nostru psiholog, Paul Popescu de Bea, care a ținut o comunicare științifică despre vocații. Și la un moment dat ne spune așa, personalitatea poate fi înțeleasă în două dimensiuni, aptitudini și atitudini. Aptitudinile sunt skillurile, sunt capabilitățile pe care le avem. Suntem mai dotați, mai puțin dotați în a conduce o mașină, în a preda la școală, în a învăța limbi străine, în diferite domenii. Sunt aptitudini. Și atitudinile sunt acea abordare, cum te apropii de un lucru, pozitiv sau negativ. Călduți, astea sunt atitudini. Și el spune așa, acolo unde nu există atitudini și aptitudini care să se potrivească, nu ai vocație. Unde se potrivesc, e vocație. Și l-am întrebat, eu chiar moderam dezbaterea și mi-am permis să-l întreb, zic, ați făcut vreo cercetare pe schema asta teoretică? Da. Și ce v-a ieșit? Mi-a ieșit că detașamentul profesional cel mai cu vocație din România sunt securiștii. Zic, da, ce înseamnă asta? Că
Nu, nu l-am întrebat în plen. Eram înainte de el, eram sub Ceaușescu. Și am zis, să vezi, ne fac ăștia, ne desfințează și catedra și universitatea. Era la Universitatea din Brașov. N-am pățit nimic, dar după sesiunea științifică ne-am întâlnit la o masă. Și l-am întrebat, domnul profesor, ce înseamnă asta? Suntem popor de turnători? Adică avem vocația să turnăm semenii? Nu, dragă, înseamnă că sunt singurii care fac teste de personalitate. Deci, dintre toate meseriile din România, singurii care făceau test de personalitate înainte de a-i angaja, erau ăia de la securitate. Dar ieșiseră cu vocația cea mai mare, pentru că această ecuație coincidea. Eu cred că primul domeniu în care ar trebui făcut test de personalitate la intrare este învățământul. Am suficientă inteligență emoțională pentru a mă pune în locul unui copil de 12 ani? Am suficientă... Dar inteligența emoțională e considerată astăzi mai importantă decât inteligența intelectuală. Știți foarte bine, IQ e una, poți să ai IQ, ajungi cel mai mare, cea mai bună anexă a unui calculator, nicio problemă. Dar poți să fii inteligență emoțională zero. Nu-ți înțelegi soția. Și apare treaba aia, când ia să-l vaite la terapeut. Nu mă înțelege, nu vrea, nu simte niciodată ce-mi doresc. Nu. Dar la care el îi spune, domnul doctor, zice, chiar nu înțeleg ce vrea, eu nu știu ce vrea femeia asta. El, săracul, este zero la inteligență emoțională, iar ea are nevoie exact de asta, ca să fie înțeleasă. Știți că asta e problema, mă iubești? Zice, păi da, zice, nu-ți dau cardul să-l folosești? N-am plătit de 14 ori luna asta la coafor? Nu zice. Deci tu îl întrebi dacă te iubește, deci pui o problemă de suflet, de omenesc, dacă te iubește. Și el îți dă un răspuns contabilicesc, să poate calcula de câte ori am plătit la coafor, cât ai cheltuit pe cardul meu, deci te iubesc, săra. Deci nu are inteligența lui emoțională, nu, îl face incapabil să aibă un dialog cu soția. Înțelegeți care e problema în foarte multe cazuri? De ce s-a vorbit de siguritatea în noi? Pentru că femeile de regulă sunt mai intuitive și mai capabile de empatie și nu e, să știți, poveste de asta, așa, nu e mit. Sunt statistici. 80% din cadrele medicale la nivel mondial sunt femei. 80% din cadrele în educație sunt femei. 80% din industria de comunicare, care înseamnă mass media, înseamnă PR, înseamnă publicitate, tot ce înseamnă comunicare, sunt femei. Din păcate, dacă analizezi, managementul este exact invers. Sunt doar 20% șefe. Șefii sunt bărbați. Dar adevărații oameni care fac în domeniile astea treabă, în sănătate, în educație și în comunicare, sunt femeile. De ce? Au inteligență emoțională mai dezvoltată. Iată de ce mi se pare a avea vocație pentru un domeniu înseamnă a avea aptitudinile și atitudinile în același timp. Mulțumim frumos. Următoarea întrebare, am văzut o mână acolo și mai este o mână în dreapta. Microfonul, vă rog, și prenumele dumneavoastră. Care este prenumele dumneavoastră? Emil. Locul meu natal este de la Mitănești, un loc care dumneavoastră îl cunoaște foarte bine. Acolo s-a născut tatăl meu. Așa. Și în locul meu natal exista o convingere că progresul, starea de bine și crearea civilizației are la bază doi factori. Rușinea de oameni și teama de Dumnezeu. Exista această vorbă în popor. Să ai rușine de oameni, nu ți-e rușine de putere, de om și teme-te de Dumnezeu. Acești factori, spre surprinderea mea și cred că nu numai a mea, în ultimul timp s-au degradat așa de mult încât societatea este pe marginea unei prăpăstii.
Nu mai există rușine de oameni, nu mai există teamă de Dumnezeu. Domnule profesor, aș vrea să vă întreb, care sunt cauzele, după opinia dumneavoastră, care au dus la această lipsă a celor mai importanți ghidoni ai civilizației și ai progresului? Care sunt cauzele și, eventual, dacă ne puteți spune, cum se poate remedia? Cum se poate ajunge din nou să avem rușine de oameni, să avem teamă de Dumnezeu? Am fost într-o biserică și cu asta închei. De fapt, am văzut prin ușa deschisă, pe frontispiciu, scris în felul următor. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Cu regret spun că până și în biserici, teama de Dumnezeu a început să lipsească. Este înlocuită uneori cu o ipocrizie, cu o sătărnicie, ca să nu-i zic o impostură, care nu ne onorează. Ne-am ajuns la un formalism feroce. Cum credeți că se poate ajunge din nou să realizăm acești piloni de bază ai progresului și ai civilizației? Mulțumesc, domnule. Mi-a spus, de fapt, două întrebări, domnule Emil. Mi-a spus odată care ar fi cauzele și, pe urmă, care ar fi soluția. Noi găsim în Biblie găsim o observație a Mântuitorului care spune așa: din cauza mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mici se va răce. E o relație cauzală aici. Din cauza, deci asta e cauza. Înmulțirea fără de legii, efectul. Dragostea celor mai mulți se va răci. Adică acea rușine față de semeni. Acea dragoste de Dumnezeu și dragoste de semeni. Păi înmulțirea fără de lege înseamnă înmulțirea păcatului. Asta e fără de lege. Suntem tot mai păcătoși. Și ni se răcește și dragoste. Pentru că nu poți să iubești ceea ce este opusul păcatului. Dacă ești păcătos. Din potrivă, vei găsi tot felul de justificări ca să justifici păcatul. Să știți că nimic nu este mai ticălos și mai pașiv decât păcatul, viciul. Viciul secretă un fel de ideologie care îl justifică tot timpul. Este ca un animal de la marin care secretă cerneală ca să nu poate fi văzut de dușmani, care secretă. Noi secretăm ideologie de justificare. Eu, dependent, mă las când vreau de fumat. Nu sunt dependent. Păi dacă, de ce nu te lași? Nu mă las, simt că nu vreau. Că când o-i vrea, când mă-i hotărâ, eu mă las. Nu vrea să recunoască că e dependent. Știți care e cea mai mare problemă când vrei să tratezi un om care are dependență? Adicție. Droguri. Tutun, alcool, orice dependență, să recunoască. Nu recunosc că au o problemă. De ce? Pentru că există această parșivenie a viciului, să se justifice. N-am nimic, nicio problemă. Am mai avut și un pahar, două. N-am spus că toți ăștia care strângi cu 1,2% alcool în aer respirat spun că au băut o bere? Să știți că pe jumătate cred. Nu vă-l mint pe ăla așa, că nu s-a dat fraia să zică, îl proces pe ăsta în față. Ei au impresia că totuși n-au băut, au băut puțin. N-au băut bere, de fapt, au băut o tărie, dar ce știe ăsta? Am băut și eu, zice, o sticlă de bere. Găsesc justificări și în fața lor și în fața altora. Deci viciul este foarte păcătos. Această înmulțire a viciilor ne face să pierdem dragostea dintre noi, să sărăcească și, cum spunea dumneavoastră, dragostea din tâi a dispărut. Deci soluția este tot educația. Dar educația înseamnă trei piloni: familie, biserică, școală. Familia, o vedeți cum e, tot mai destrămată. Ne vedem foarte târziu, ne vedem dimineața și ne mai vedem seara. Și mai comunicăm cu copiii cu bilețele lipite pe frigider. Ei, familie? Pe WhatsApp. Vă întreb. Acum e WhatsApp, da. Uitați-se. Da.
Doi, școala, vorbirea. Școala este un teren de luptă pentru putere. Spun cercetările despre școala românească azi. Între cine? Între profesori și elevi, între profesori și între familiile elevilor. Care pe care? Care e mai tare? Care sponsorizează mai gros școala, clasa? Al cui este mai moțat? Care are note mai bune? E o luptă pentru putere, nu este un parteneriat pe drumul minunat al cunoașterii și al dezvoltării umane. Cum ar trebui să fie. Iar biserica, ce spunea și dumneavoastră? Mai puțină credință și mai multă ipocrizie. Peste tot o găsește. Și atunci este o ipocrizie organizată. Există conceptul ăsta, știți, se pune, putere organizată. E o ipocrizie organizată. Dacă vreți mai... pe românește, instituționalizată. E o ipocrizie care ajunge la rangul de organizare instituțională. E groaznic ce se întâmplă. Și o să spuneți, dar de ce se întâmplă asta? Pentru că în numele unor adevăruri s-au făcut două războaie mondiale, secolul 20, cel mai scârbatnic secol din istoria universală a omenirii. Două războaie mondiale, un holocaust și un gulag. Gulagul e corespondentul Holocaustului la ruși, da? Stalinism. Păi, stimați, stimate doamne, stimați doamne, când au murit 10 de milioane, sunt 90 de milioane de oameni morți în urma acestor cataclisme, în numele unor adevăruri, mai cred cineva în adevăr? Nici măcar în adevărul religios. Eu sunt calea adevărului și viața, nu mai cred. Decât cei care au avut șansa să intre într-o biserică și să devină membri activi ai bisericii și citesc Biblia. Altfel nu. Nu mai credem în adevăr. Nici profesorul nu mai este o autoritate, nici judecătorul nu mai este o autoritate, nici omul politic sau omul de stat nu mai e o autoritate, nici medicul nu mai e o autoritate. Îmi spun medicii cu care mă întâlnesc că intră la el și zice, vreau o rețetă, da, compensat. Păi nu vrei să te consul? Nu, zic, știu ce am. Păi de unde? De pe internet. Dați-mi medici de familie. Zice, hai măcar tensiunea să-ți o iau. Am aparat acasă, nu trebuie. Hai mai repede când mă grăbesc. Deci, oameni care vin gata, pregătiți la medic doar pentru rețetă, pentru că restul știu ei de pe internet ce au. Nu-l mai interesează părerea medicului. Deci medicul nu mai are autoritatea cognitivă pe care o avea înainte. Mă, te duci la medici, spui tot. Știți cum e, spui ca la medic. De ce? Pentru că el, dacă află tot cât mai multe despre mine, îmi dă un diagnostic corect. Nu mai crede nimeni în asta. Ăștia, mă, ăștia care vând medicamente și au ajuns să facă publicitate unor firme de farmacie și așa, dă-i încolo. Deci, e o criză de autoritate peste tot. De aceea ne-e foarte greu să dăm o soluție. Nu mai știi cine să educe, cine să se întoarcă la Dumnezeu, cine să-i facă să creadă în specialiști. Internetul? Rețelele sociale? Nu știu. N-am răspuns. Îmi pare rău. Soluția este la fiecare dintre noi. Da. Mergem la altă parte. Am partea de Gaseli. Și dacă... Iertați-mă puțin. Amelia, bună seara, domnule profesor, bună seara, domnule pastor. Deși cealaltă idee a fost preluată de antevorbitorul meu, furată, așa ca să zic, mai am totuși ceva pe suflet. Ați spus un pic mai devreme că dacă privim doar prin acea gaură a banului, e vai de noi. Și totuși banul primează. Da, dar nu doar banul. Banul face legea dacă ne uităm în jurul nostru. Așa e. Ne mai putem păstra omenia în aceste condiții când îl vezi cel pe cel de lângă tine că vine și plusează și tu zici, eu am omenia și am bunătate? Mulțumesc! Păi dacă, doamna Amelia, dacă ajungi să spui eu am bunătatea și omenia, înseamnă că nu ai. Scuzați-mă. Cum să spui așa ceva? Când tu ai alte rosturi ale vieții, ai alt sens al vieții, dorești altceva, nu ce-și dorește ăla. Și-a făcut o casă cu două etaje și stă singur în ea.
Copiii sunt în străinătate, nici nu se mai întorc. Îl păcălesc, îl duc cu vorba. Hai că venim, o să mai stăm un an. Mai stăm 2 ani, când mai avem de făcut niște bani. Și s-au dus acolo. M-am dus în comunitățile de români, în diaspora. Și în Spania, și în Belgia, și în Austria. Și i-am cunoscut acolo. Nu o să mai întorc. Nu mai vin. Vin să-și vadă părinții cât ori m-a trăit și atât. Și-au dat copiii la școală acolo, să simt bine. Au parcul alături, fac jogging în fiecare dimineață. Au biciclete, fac turul Madridului pe 60 de kilometri de piste de biciclete, se duc la sală, sunt primiți bine peste tot, sunt plătiți cum muncesc, au colegi bine, care i-au primit bine, să simt bine și în Spania, și în Austria, și în Belgia. Mă uitam la ei, bă, mai veniți în România? Nu. Dar ce facem cu ăștia? Nici că ăștia au început să învețe aici, au învață în limba țării, dar română știu de acasă. Dar deci, oameni buni. Și părinții îi așteaptă cu căsoiul gol. L-au umplut cu fân la ultimul etaj. Deci, haideți cu apă rece, că au câștigat bani. Au câștigat bani și și-au părăsit copiii în țară. Copiii sunt crescuți de niște bunici care nu au timp de ei, nu au... Nu, sunt depășiți, nu știu cum să-i educe, cum să facă, să-i ferească de gadget-uri, să-i ferească de droguri, să-i ferească de tot. Ea săraca muncește de dimineața până seara și el mai dă câte o țuică, mai doarme. Scuzați-mă, asta nu e soartă de copii. Atâția copii părăsiți de părinți, fiindcă s-au dus să muncească pentru ei, să facă un ban. Când pui banul înaintea tuturor celorlalte, este o formă de înstrăinare. Toate celelalte aptitudini omenești se înstrăinează într-una singură. Capacitatea de a face bani. E groaznic. Deci, încă o dată, doamna Amelie, eu n-am spus că banul nu are importanță. Are. N-am spus că nu avem nevoie de bani. Dar nu doar de bani. Eu am spus că vezi lumea doar prin gaura asta. Tot ce e în jur nu se mai vede. Corect. Și ne-ați spus să nu ne învățăm copiii să fie setați doar pe ceea ce spunea băiețelul. Pe a avea meserii doar în numerarul cel mai mare. Bine plătite, da. Eu am să vă spun o situație întâmplată acum, ajutați-mă, deci fica mea face 31 de ani. Ceea ce s-a întâmplat era în clasa a patra, când a trebuit să dea un examen în limba engleză, doar pentru a intra la o clasă de engleză curs intensiv. Pentru că eram cu o problemă sâmbătă și nu putea să dea examenul acela sâmbătă, am obținut o aprobare să dea în altă zi. În aceeași clasă cu ea se afla și un băiat al unui fost fotbalist celebru. Nu-i dăm numele să nu intrăm în alte lucruri. A dat examenul împreună cu ea pentru că el avea antrenament în acea zi și nu putea să fie prezent. Fiimea a luat, respectivul copil nu a luat examenul în acel moment. Și am spus, eu am făcut greșeala și am spus fiică-mi, uite-te la mine, dacă la începutul anului școlar X nu va fi în clasă cu voi, ce credeți? Acolo era. S-a mutat linia, pentru că nu era picat nici primul sublinie, ci cred că a patrulea, al cincilea. S-a mutat acea linie până sub el, în așa fel încât și respectivul copil să fie inclus acolo. Deci eu mă referam la banul acela dat de către semenii noștri ca să ajungă undeva și să rezolve lucruri pe care noi ăștia alți stăm așa, cum spuneți dumneavoastră, cinstit, să le rezolvăm cinstit. La asta m-am referit eu. Mulțumim pentru completare. Vă rog, domnule profesor, dacă aveți o scurtă replică, dacă nu, merge mai departe. Nu, rămâne cum am vorbit. Mulțumesc. Ultima întrebare din ocazia aceasta. Severin. Încântați de cunoștință, domnule Severin. Vă ascultăm. Raportat la cele ce s-au spus, raportat la viziunea mea asupra Bisericii Adventiste, că majoritatea membrilor ei sunt visători în sensul bun al binelui
bisericii și al societății și al familiei. Mai avem, în afară de faptul să punem în aplicare darurile care le-a pus Dumnezeu în fiecare dintre noi și de a trece cât mai deabil la acțiune potrivit acestor daruri și potrivit viziunii noastre olistice asupra lumii și asupra omului. Ar mai fi ceva de adăugat? Ar mai fi de adăugat că atunci când poți să faci bine și nu-l faci, e un păcat. Și o întrebare, ultima întrebare. Da. Frumos spus, e biblic. Dacă Corneliu Coposu și Ilie Constantinescu au fost niște visători pentru națiunea aceasta. Mulțumim mult, domnule Severin. Răspunsul dumneavoastră, domnule profesor. Și ne apropiem de 2 ore de când suntem împreună. Apreciere pentru faptul că ați rămas aici cu noi și m-am uitat special la dumneavoastră. Foarte atenți. Vă rog, domnule profesor. Au fost visători, dar nu în sensul bun. Nu au fost realiști. A fi visător înseamnă cel puțin două sensuri. Una, că visezi așa, se ți-a plăcea ție, și că ai tendința să iei realitatea, dorințele tale drept realitate. Unii nu au chiar drept realitate, dar o iau drept posibilitate. Bă, dacă aș fi frumos să fie așa, chiar se poate, ați ar putea. Și alții sunt visători în sensul că visează activ. Își doresc ceva și fac pentru asta. Deci sunt niște oameni, cum spune Jean-Paul Sartre, ființe proiect. Omul e o ființă proiect, nu e o ființă care se adaptează la mediu. Asta o face și animalul. E o ființă care își propune un ceva mai bun. O uliță mai bună, fără noroi, un oraș mai bun, mai curat, o țară mai frumoasă și mai morală. Îți dorești și lupți pentru asta. Asta se numește cetățenie activă. Ești cetățean nu fiindcă te-ai născut în România, ești cetățean fiindcă te pui în slujba binelui comun. Ăsta este activ și ești eficient. Să știți că marea problemă, o urmăresc de mult, de ani de zile, de-aia am început cu să știți că. Aș prefera să spun, să știți că am ajuns la concluzia că marea problemă a României este că ne lipsesc oamenii care sunt și morali și eficienți. Amândouă. Ori sunt doar morali și mor cu dreptatea în brațe, că nu sunt eficienți, ori sunt doar eficienți și calcă pe cadavre, n-au mamă, n-au tată și n-au niciun Dumnezeu. Și cu ăștia iar sunt periculoși. Omul care nu crede în nimic e cel mai periculos om. E în stare de orice. E ca o ligionă, ca un animal de pradă, ca o pasăre de pradă. Pleacă la prăduit. Deci trebuie să avem oameni cât mai mulți morali și eficienți. Ori acești doi oameni nu au fost eficienți. Emil Constantinescu s-a retras din... Mai avea dreptul la un mandat. S-a retras spunând că l-au învins structurile pentru că el n-a fost în stare să construiască o relație eficientă cu niște structuri, în primul rând cu serviciile secrete, viitorul stat paralel de care va vorbi Dragnea, iar Coposu e un om minunat din punct de vedere moral, e un model de moralitate, dar un om care n-a înțeles în ce țară trăiește. El a fost tot timpul un om corect. Este unul dintre puțini oameni morali pe care i-am cunoscut în ultimii 30 de ani în România. Unul dintre ei este regele Mihai. O moralitate ireproșabilă. L-am descoperit târziu, fiindcă era acoperit de injuriile și de denaturările regimului politic de la București. Coposu era la fel, dar l-am auzit pe Coposu spunând, în seara alegerilor, când luase 1,2%, spunând, nu pot să cred, cred că poporul român m-a preferat mai mult decât 1,2%. În toate sălile în care am fost în campania electorală, erau săli arhipline și toată lumea m-a ovaționat. Mi-am dat seama că acest om minunat nu avea pic de imaginație statistică. El credea că la 20 de milioane
de români câți eram atunci, 4-5 săli pline care l-au ovaționat pe el, formează mai mult decât 1%. Nu formau. Asta este păcăleala asta, că ne luăm dorința drept realitate. Nu-și dă seama. Era în paralel cu realitatea. Erau visători amândoi în sensul... Da, în sensul... Emil Constantinescu se credea cuza. A avut tot timpul, spunea și acum spune, dacă vorbești cu el, m-am mai întâlnit cu el și după. Și spune și acum că el a fost cel mai un lider regional. El era lider regional pentru tot Balcanii. Îi spun la un moment dat, era imediat după ce a terminat cu mandatul de președinție, am spus, domnul președinte, ați făcut o mare greșeală că nu v-ați pus un purtător de cuvânt. Ați făcut o mare greșeală. Purtătorul cuvânt, vă spun dumneavoastră, nu îi spuneam lui, vă spun dumneavoastră ca să înțelegeți de ce i-am reproșat. Purtătorul cuvânt e un fel de paratrăsnet. Iese, spune o prostie, toată opinia publică sare împotrivă și îl schimbi. Îl concediezi, gata. Păi rămas curat. Ăla săracul a pățit-o. Bine, nu lași tu să moară de foame, dar îl sacrifici. Asta este instituția purtătorului de cuvânt. El a ieșit tot timpul să comunice el. Și când a ieșit pe scările Palatului Cotroceni și a spus, mai țineți minte? Intervenția în Iugoslavia este și necesară și necesară și legitimă. Nu era nici necesară, nici legitimă. Ne-am paradit relația cu singurii prieteni cu care mai aveam. Dar ca să permitem americanilor să survoleze România, ca să ne primească în NATO, a fost un târg. Nu puteai să o spui cinstit, sau dacă nu o spui, nu veni să ne spui că e și necesară și legitimă. Când nu era nici una, nici alta. Trebuia, dacă o spunea un purtător de cuvânt, da. Până și-a tras unul, Răzvan Popescu. Dar prea târziu. Deja opinia publică din România se prăbușise, nu mai avea încredere în el. După ce venise pe un val de încredere extraordinar de ridicat. Și îi spun treaba asta, domnul președinte, ați făcut mare greșeală că nu v-ați tras un purtător de cuvânt. Domnule profesor, dintre toți liderii europeni, când am auzit cum începe, o lua de la capăt. Dintre toți liderii europeni am fost cel mai slab la domeniul comunicării. Încă nu doar la domeniul ăla. Lăsați. Dar să compara cu liderii europeni, m-ați înțeles? Era prieten cu Jacques Chirac. O tot spunea prietenul meu, Jacques Chirac, sărac. Deci avea o doză de tulburare de personalitate, spun psihiatrii, s-a crezut tot timpul altceva decât este și nu s-a putut încadra în parametrii care să îi asigure eficiența mandatului. Și nu ieși și spui, m-au învins structurile. Scuzați-mă. Mulțumim și pentru fila asta de istorie. Mai am o întrebare pe care am primit-o prin mesaj din sală. S-a făcut rost repede de numărul meu de telefon, s-a găsit așa posibilitatea asta. Întrebarea sună așa, care este diferența între omenia unui ateu și omenia unui creștin? Da, este interesantă. Și este interesantă pentru că e vorba de calitatea moralei. Omul uman este un om moral. Și ce înseamnă un om moral? Este omul care își pune problema... Ce părere are altul despre ce face el? O spun antropologii care au studiat culturi primitive și care își dau seama unde apare ființa morală. În momentul în care omul ăla primitiv se dedublează și zice, stai puțin, eu fac asta, ăsta de lângă mine ce crede? Cum mă vede? Îi se pare că e rău sau că e bine? În momentul în care ai distinția asta rău-bine și te interesează ce crede altul despre ce faci tu, ești o ființă morală. E foarte important acum ce crezi dacă ești credincios și ce crezi dacă ești ateu. Experiența, din păcate, arată că omul de omenie moral, adică moral, adică ateu, este, poate fi, până în situații de criză, situații limite în care poate deveni o fiară.
citiți cărțile de, din închisorile comuniste. Citiți Jurnalul Fericirii al Nicolae Steinhardt. Citiți Cu Dumnezeu în subterană al lui Wurmbrand, da. Citiți Binecuvântată fie închisoare. Deci sunt cărți fundamentale care arată care erau oamenii umani din pușcările alea. Erau preoții și pastorii. Restul nu. Era unul acolo, fost comunist, care îi supărase pe ai lui și îl băgase la pușcărie. Și ce ajunge? Ajunge să-i schingiască pe foștii lui tovarăși și îl omoară în bătaie pe medicul care salvase viața. Povestește Wurmbrand. Este incredibil. Canalii. Din oameni morali. Erau morali în varianta ateie. Deci ce vreau să vă spun? Într-un om moral care e ateu, poți să ai încredere până la o adică. Dar cu rezerva asta că nu știi niciodată ce spun. Cu un om care face ca pentru Dumnezeu, nu ca pentru oameni, poți să fii sigur că merge până în pânzele alte. Și respectă principiile și valorile în care crede. Domnule profesor, avem 5 premii și 6 întrebări. Prima întrebare va primi, sau pe care o selectați dumneavoastră, va primi cartea pe care ați scris-o. Eu o pun și în mână. Să scriem și o dedicație și un autograf din partea dumneavoastră. Către cine va merge? Către doamna Adriana. De la Felicite. De la Viață și Sănătate am 4 cărți. Vă rog, către cine merge cartea Școala Părinților, Principii de Bază pentru Creșterea Unor Copii Responsabili? Către domnul Dumitru. Către domnul Dumitru. Domnul Dumitru este aici. Dani ne ajută. Apoi mai am o carte cu mine. Se numește N-am spus Hey Hitler. Hitler. Hai. Hai Hitler. Da, hai Hitler. Vă rog. Domnul Emil. Domnul Emil. Este acolo domnul Emil. Să faceți, vă rog, cu mâna ca să știm unde sunteți. Adi, ne dai o mână de ajutor sau ca să ajungă cât mai repede cărțile. Către cine merge acolo? Da, la domnul Emil. Către cine merge Culmi și Abisuri de Lucian Cristescu, 150 de lecții de viață? Amalia. Către Amelia. Amelia. Amelia este acolo. Și ultimul premiu din seara aceasta, de la editura Viață și Sănătate, Întâlniri decisive de Roberto Badenas. Severin. Către domnul Severin. Dani, domnul Severin este acolo în spate. Vă mulțumim mult, mult de tot. Mulțumesc, domnule profesor. Două cuvinte despre carte, că așa ați promis. Așa am promis, adevărat. Marea Neagră este acel fenomen după ce se sparge un petrolier în mare, în ocean. Plajele sunt inundate de petrol. Omoară tot ce este viu. Faună și floră. Este o catastrofă. Și se întinde așa și omoară și apar zeci, sute, mii de oameni, mobilizează stat și de ONG-uri ca să curețe plajele, ca să nu le moară peștii, că moare o industrie, industria pescuitului, să nu le moară vegetația și așa mai departe. Eu spun așa că am constatat că disprețul pentru limba română și pentru exprimarea corectă este ca o mare neagră care ne atacă națiunea și viitorul națiunii. Și explic de ce în carte. Și pe urmă fac o prezentare a greșelilor cele mai frecvente din mass media românești. Și asta e o formă corectă. Mass media este un plural. Media înseamnă mijloace. Mass media e prescurtarea expresii mass media communication, mijloace de comunicare în masă. Deci să nu mai spuneți niciodată mijloace mass media. Media înseamnă mijloace. Băsescu spunea mijloace media, prescurtat. E pleonasm. Deci mijloace de comunicare în masă sau mass media românești.
8 ani de zile mi-am notat ziarul, postul de televiziune sau postul de radio. Ziua, minutul, secunda. Cel care vorbește. Și greșeala. Și le-am acolo puse, sunt peste 150 de nume la sfârșit, de ziariști care fac aceste greșeli. I-au ajutat să se corecteze. Mulți dintre ei s-au corectat, m-au căutat, mi-au mulțumit. E în biblioteca televiziunii române, e în mai multe biblioteci. Sunt licee în țară care predau. Mi-au spus profesoare de română care mi-au spus, am predat după cartea dumneavoastră. Că e mult mai pe înțeles decât cărțile scrise de lingviști. Eu știu de ce. Eu am scris-o din perspectiva unui om de comunicare. Nu din perspectiva unui lingvist care spune asta e o apoziție care trebuie tratată așa și așa și da, e incorrect. Nu. Îți spun de ce e sens greșit și de ce este sens corect și toate sunt corectate. Spun de ce e greșit și cum trebuie scris. Te învață să te exprimi corect. Asta este o carte apărută acum, nu știu, în 2025, cât 8 ani de zile. Da. Suntem în al 8-lea an. Dar care a cunoscut mai multe. Deci, trebuie să suntem astea de 2015 a apărut cartea. Da. Mm-hmm. Mulțumim mult de tot, domnule profesor. Doresc să vă strâng mâna pentru ocazia aceasta. Am o secretare încă o dată să putem sta de vorbă în fața unui public atât de minunat. Mulțumesc frumos.